Uite cum fuge Mihai al meu de unul singur. Să cucerească steagul. El nu știe că suntem în echipă. Am mai avut problema asta odată. Mamă, cum era. Hai, hai, you first. Hai. Doamne, varză suntem. Călca iarba. Deci. Bună, Irina! Bună, fetelor! Bună! Bună, bună. Ce faceți? Bine. Vreau să trageți un pic de aer în piept, așa. Aer de Indonezia. Vă văd că sunteți obosiți, ați alergat mult. Ce poftă de salată de roșii? Sau poate bulion? Eram curioasă să vă întreb. Dacă... A fost minunat. Dacă voi înși cu ați devenit o salată de roșii. Exact, da. Așa. Aveam distras. Chiar aveam distras. Aș durut. Iar acum ce ziceți? Ne distrăm sau nu prea? Sperăm. În momentul ăla ne doream să auzim că sunteți calificați la amuletă și că o să jucați alături de alte două echipe. Noi râdem, glumim, dar jokerul ne așteaptă. Pe unii dintre noi, cel puțin. Voi vă doriți un joker, nu-i așa? O, mult. Da. Mult, pentru că, ce să vezi, noi n-am luat niciunul tot show-ul ăsta. Voi ce ați păzit? Eu ne-am mișcat cât de repede am putut. Știm că am plecat de acolo printre primii de la probă, dar mai departe ne-am distrat cu niște copii orfani într-o mașină. Și ne-a luat valul la un moment dat. Timpul a trecut altfel. Ne-a luat valul și la un moment dat ne-am seama că ne-a băgat pe un alt drum și am rugat să ne reruteze și nu știm cât timp am pierdut. Nu prea e bine să te ia valul în cursă. Da, știm. Dacă vrei să te joci cu alt... Câte trei echipe sau câte un fie acolo? Asta e un șantaj emoțional? Da, este un șantaj emoțional. Se pare că voi aveți ceva șanse, cel puțin, știu, dacă ne luăm după caiet. Aaaa, ți-o primele! Și cu tine! Autostopul. Era și amuletă și joker. Și joker, da. Doamne, ne-am calificat la jocul ăsta. Oh! N-aveți ceas. Pare rău. Nu, nu se joacă în patru, nu? Ia uite, deci au ajuns cu 3 minute, dacă opream aici. Dacă ajungi după jumătate de oră, zici că asta a fost, n-am avut ce pierde. Dar noi eram la 3 minute. Dacă ne-ar fi lăsat mașina la steag, ajungeam înaintea lor. Dar ne îndreptăm spre un joc cu un joker. Yes! Și cu amuletă. Ei, noi ne bucurăm de fiecare dată când intrăm la amuletă. După aia suntem, oare despre ce-o fi amuleta asta? 3, 2, 1 și... Bună, Irina! Ce mai... Stai, ce mai faci? Bine, ne aștept, ce drăguț din partea ta că ne aștept. Așa vezi ce frumos îmbrăcat Irina astăzi. Foarte drăguț, ești foarte frumoasă. Da, știi. Toată așa în auriu. Ești drăguță. Ne putem uita, ne putem? Da. Să vedem a câtea ultimii suntem? Și noi de pe primul loc, din nou, nici pentru noi nu e o mirare, că suntem ultimii. Și... Nici o mirare, ce să-ți dai seama. Trebuie să păsămlești și eu dacă tot am zis aici. Am fost aici. Pe aici. Nicolai și Sorin.